meteo, deci pe teme meteorologice. A apărut și vestitul termen de război meteorologic. Am să vă amintesc un singur lucru. Dacă veți lua presa, și vă rog să verificați toți, veți vedea că în perioada premergătoare, 2-3 săptămâni înaintea Olimpiadei din China și 2-3 săptămâni după Olimpiada din China, folosind așa o, iarăși, o expresie neacademică, pe o suprafață a globului pământesc, care e ca o felie, așa, este în jurul Chinei și a ajuns cam până la noi, s-au produs niște taifunuri, ploi torențiale, în munți, căderea bundelor de zăpadă. Sau erau artificiale? Da, pentru că ei își aranjaseră, din punct de vedere meteorologic, folosind tehnici de modificare a mediului înconjurător, ca pe perioada Olimpiadei să nu cadă în zonele din China, unde se desfășurau respectivele competiții sportive. Controlau taifunurile, controlau... Absolut. Nici cea mai mică picătură de ploaie. Atunci eu vă întreb, de ce n-ar putea ca, de exemplu, în România să fie concentrate la fel cantități mari de apă ca să creeze probleme în bazinul hidrografic și inundații în România, dacă ei controlează taifunul? Deci n-ar fi o armă împotriva economiei românești? Spun și eu, nu știu. Deci eu n-am zis că este sau că nu este. Eu am zis cazul respectiv, care este verificabil și poate fi controlat. Dar cu tremure se pot produce? Absolut. Poftim? Absolut, da. Deci primul cutremur care a fost folosit și produs în mod artificial este cutremurul din 1988, produs în fosta Uniune Sovietică, pe fondul conflictului dintre Armenia și Azerbaijan, când rușii au vrut să-i sperie puțin pe musulmani, ei ascuns așa îi sprijineau mai mult pe armeni, și din păcate nu au știut prea bine natura solului acolo și din păcate i-a trosnit cel mai rău pe armeni. Și n-am mai știut ce să mai facă. Tocmai aceea a fost o bâlbăială. De după două zile, primii care au ajutat pe armeni după cutremur au fost românii. Deci nu au stat nimeni de la ei, ci noi. Primele rezerve de medicamente din niște depuse tampon care le-am avut noi. Dar nu e riscant să te joci cu scoarța terestră, cu plăcile tectonice? Dacă spuneți că există o armă care poate genera cu mișcări tectonice, cu tremure, nu există niciun factor de risc ca ele să degenereze? Nu este riscant. Deci cu prilejul folosirei prima dată a unor astfel de mijloace s-a deschis cutia Pandorei. Mai mult decât atât, fiecare acțiune ulterioară a unuia sau altuia dintre actorii din acest tip de meci, să-i spunem, a complicat jocul. De aceea, dacă astăzi te plouă, nu înseamnă neapărat că este o întâmplare care ține de mersul a ceea ce numim vreme. Și poate undeva în alt punct al globului, în altă zonă, s-au umblat sau s-au cauzat diverse disfuncționalități. Iată, am să vă dau un exemplu. După cum, că suntem așa colegi, eu fac la N24+, emisiunea Conspirația Tăcerii. Corect. Și am avut două, trei emisiuni acolo în care am să vă spun două lucruri foarte tari. Le spun pentru că le-a spus altcineva ca să nu spună că le-am spus eu, deși eu le știam de foarte mult timp. Deci l-am avut invitat pe domnul general dr. Gheorghe Văduva, care este unul dintre cei mai buni specialiști ai noștri în politici militare și în ceea ce înseamnă prognoza militară. Și în discuțiile care le-am avut ne refeream la modul de reactivare, și o să vă povestesc despre asta, a vulcanilor de la distanță. Vreau să vă spun un lucru foarte interesant. Gândiți-vă că în vreme ce vulcanul din Islanda erupea, și traficul european, vorbim de traficul aerian, era oprit de la Moscova până la Lisabona, deasupra Islandei și a Groenlandei, forțele aeriene ale NATO aveau manevre militare aeriene. Nu e nevoie să vă mai spun că un avion cu reacție de luptă are motoarele mult mai sensibile decât un Airbus din ăsta sau decât un alt tip de avion de pasager, care sunt construite mult mai și se bași de viteze și de tipul de turbine și așa mai departe. Doi, măsurându-se tipul de energie al particulei de praf, care era de cenușă, care era scos de fiecare dată când vulcanul mai erupea, s-a constatat un singur lucru, că aceste particule tipice puteau fi măsurate în general până la o distanță de 40-60 de kilometri. Orice s-a întâmplat. Dar după erupție, aceste particule au putut fi măsurate până la o distanță de peste 1200 de kilometri. O să mă duc la plasma mare din platou și o să vă rog să priviți împreună cu mine, imediat, și cu cei de acasă, imagini, zic eu, halucinante și greu de înțeles pentru mintea profanului, pentru cei care n-au cunoștințe. O să vedem imediat, colegii vor băga și în emisie și în această plasmă acele imagini. Este vorba de niște zone secrete, mult timp,
filmate cu mari riscuri de niște tineri exaltați, care au și plătit unii cu libertatea pentru acele imagini, zone din Statele Unite în care sunt depozitate, vă notific, milioane de coșciuge dintr-un material plastic special. Iată filmările. Oamenii le văd și ei, o să le vadă și ei pe jumătate de ecran. Domnule general, sunt coșciuge, repet, cu milioanele, sunt cavouri din beton armat în care se presupune, uitați, acestea sunt coșciugele, nu vede acasă încă nimeni, o să le vadă și ei pe emisie, sunt stive, mormane de coșciuge, iată-le, dintr-un material plastic special, da? O să vedeți că ele, dincolo de însemnele masonice, aceste coșciuge au o capacitate, ca să spun așa, mai mare decât o persoană per coșciug. Adică pot încăpea până la 2-3 cadavre într-un singur container din acestea. Da? Și o să vedeți imediat, domnule general, și acele cavouri imense cu zecile de mii, stocate și ele în zone militarizate secrete din Statele Unite și din Arizona și din California. Ce explicație aveți pentru ele? Aceasta este schema unui astfel de coșciug. Iată stivele de coșciuguri, acolo sunt capacele, aici sunt coșciugele. Care este explicația dumneavoastră, dacă aveți vreo astfel de explicație la imaginile acestea cutremurătoare? Deci, e relativ simplu de dat un răspuns, care poate fi și foarte credibil. Deci, gândiți-vă foarte bine că Statele Unite, o perioadă de timp de aproape 20 de ani, au fost lider mondial numărul 1. Gândiți-vă că am trecut prin ceea ce s-a numit tragicele evenimente din 2001 cu vestiții gemeni. Gândiți-vă că ceea ce, indiferent cine le-a provocat, deci trecem peste faptul cine sau cum, gândiți-vă că ce s-a întâmplat, să zicem, în timpul revoltelor de la Los Angeles, ce a fost pe timpul acestui mari fenomen natural care s-a numit uraganul Katrina. Știți că în afară de armată, ei mai au o componentă foarte importantă a sistemului apării naționale și care se numește la ei Garda Națională. Corect. Deci, în momentele de criză, dacă veți vedea filme care arată ipotetica căderea unui asteroid, venirea extratereștilor, un cutremur catastrofal, erupția unui vulcan de mare putere, veți vedea că la un moment dat, orice astfel de zonă de risc și în care s-a întâmplat un astfel de eveniment, președintele Statelor Unite... Astea, vreți să-mi spuneți că aceste milioane de coșuge sunt pregătite doar pentru eventuale cataclisme naturale? Absolut. Sau sociale. Cum adică? Păi, ia să le gândim la revolta de la Los Angeles. Poate vreți atunci să vă arăt că imaginile astea le putem corela și rog regia să pregătească imaginile, să vedeți tabere de concentrare. Sute de tabere de concentrare am văzut și eu, în America. Deci am văzut și eu în desertul New Mexico, da? O închisoare uriașă goală. Deci asta nu este o problemă. Ați fost și ați văzut-o, da? Da, am văzut. Avem și noi imagini. Pentru ce? Ele sunt cu sutele pe teritoriul american. Nu știu dacă sunt cu sutele, dar sunt. Bun, sunt extrem de multe. Deci pentru că ajungem aici, dar pentru că am ajuns la 2012. Și vă duc aici. La 2012 vă duc aici. Hai, așteptăm. Bun. Și s-a pus problema. Bine, deci dacă nu există un fenomen natural terestru care să permită, știu eu, luarea unor măsuri de asemenea amploare, nu este un fenomen astronomic, cum ne gândeam la cometă, la extraterestri, la asteroid, la venirea unui virus important, ce ar putea fi altceva? Și am să vă duc într-un loc. Acel loc este anul trecut, luna iunie. Anul trecut, luna iunie, a avut loc una din întâlnirile vestitului grup G8 plus 2 plus Federația Rusă, la care, în mod ciudat, cu două zile înainte, și-a anunțat venirea Papa pentru exact 5 minute. Papa Benedict al câtelea el. Vă rog să verificați în presă. Lucru absolut, absolut neuzual. Neuzual. Și ei au zis, da, dar să vrea să vină Sfântul Părinte să ne spună și el ceva. Nu, este capul Bisericii Catolice și eu zic că e și bine din când în când să mai se ducă câte un astfel pe acolo. Din păcate, sau că așa s-a întâmplat, Sfântul Părinte s-a îmbolnăvit, a avut o răceală. Acum și vârsta și și-a trimis un cardinal. Și acel cardinal a scos o foaie, întâi a verificat prezența, ca la școală, și a zis, citesc documentul numărul nu știu cât al papei, care avea trei fraze.
conform estimărilor făcute de institutele biblice și, acum facem o mică paranteză, știți că Vaticanul are în domeniul științific între cele mai bune și dezvoltate institute și mai credibile. O să revenim puțin la asta. Deci, conform aprecierilor acestor tipuri de institute, dacă în următorii 3 la 10 ani nu veți lua măsurile necesare ca să schimbați sistemul de organizare economico-financiar la nivelul planetar și a relațiilor sociale, lumea va intra într-un imens haos social și acea mare catastrofă care o așteptați va fi de ordin social. 2. Întrebare. Da, să și traducem. Să traducem. Ca să înțeleagă cei de acasă. Uitați, ca să înțeleagă cei de acasă, este vorba de... Pe ecran oamenii văd, în timp ce noi asta explicați, taberele acelea care sunt, repet, cu sutele, da, informațiile sunt în Statele Unite, ele sunt construite de FEMA, care este Agenția Națională Americană de Gestionare a Crizelor, da? Și uitați, avem aici o tabără exact așa. Și cine este unul din clienții FEMA cei mai importanți? Nu. Firma Bechtel. Foarte tare. Foarte tare. Da. 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 Deci o tabără de asta ați văzut dumneavoastră în New Mexico, goală, pusă goală, la punct, da, da, doar să primească pușcăriașii. Da. Deci ce vrea să spune acel avertisment papal? Să revenim la acest subiect, e foarte important. Ce vrea să spune acel avertisment papal? Deci toate analizele făcute de marile instituții economico-financiare internaționale, serioase, nu cele care sunt dispuse numai să stoarcă, să iasă și să obțină cu orice chip profitul, arată un singur lucru. Ca actualul sistem de relații capitaliste la nivel transnațional și modul de împărțire nu este neapărat a bogăției, ci a circulației monetar, valutare, financiare la sistem global, va cădea. Deci ea nu mai corespunde actualului sistem și va trebui schimbat. Și atunci ei și la acest simpozion spuneau un singur lucru: în 5-10-15 ani vom avea o nouă rânduire. Știți care au fost cele mai, sau care sunt, sau care au fost cele două mari probleme ale românilor? Cea mai mare problemă a fost cum să scape de socialism și a doua mare problemă e cum să scape de capitalism. E, ceea ce este important este că deși specialiști din Canada erau din America, din Britania, din Marea Britanie, deci din Franța, din Australia, știți care model era cel mai viabil? Am să vă spun. Sistemul chinezesc. Corect. Sistemul care nu ne-am vorbit, acum o săptămână am spus în emisiunea mea același lucru, mi-am luat o grămadă de flegme, oprobiu public, băi, ești comunist, vai de mama ta. N-are nicio legătură una cu alta. Deci eu anul trecut am fost o perioadă lungă de timp în China și Tibet, am venit de acolo cu niște mari deziluzii, dar și cu niște mari învățăminte. Unele se pot spune, alte nu se pot spune, pentru că ar trebui să supărăm pe unii. Însă trebuie... Să știți că a fost ca un vis urât. Când am venit acasă, m-am simțit exact în rai. Însă s-ar putea ca în momentul în care ceea ce se numește China, India, Bangladesh, Iran și zona aia de acolo, care reprezintă cea mai mare enclavă umană de pe glob, nu mai va mai putea să fie ținută în fru, să avem cea mai mare migrație demografică care a fost vreodată pe planetă, cu consecințe uriașe. Și aceasta nu va avea decât două mari cauze. Prima cauză, care este posibil să se realizeze înainte la prima, și anume lipsa de apă, apă potabilă în primul rând, și a doua, lipsa hranei. Problema cu energia poate fi ușor reglementată. Știți foarte bine că de curând Federația Rusă a trebuit să recunoască, iar ceilalți au fost de acord și chiar așteptau acest lucru, că în zona Siberiei și în zona permafrost, deci cea care se topește spre polul sud, spre polul nord, deci mergând spre polul nord geografic, există rezerve uriașe, mai mari decât cele cunoscute la nivelul întregului glob, în momentul de față. Știți că ei și-au trimis deja un submarin cu un robot, s-a dus aproape de polul nord geografic, acolo pe sub gheață, au pus un steag rusesc și a zis că până acolo au teritoriul lor. Deci, atunci, unii cum își apără și își extind spațiul național. Deci revenind la acest 2012, iată că acest 2012 este foarte legat de ceea ce se întâmplă în mod curent. Este foarte legat de fapte care se desfășoară în momentul de față, iar una din marile probleme acestea este schimbarea urânduirii. Este, și ea va avea loc în mod absolut sigur, necontrolat, dacă lucrurile nu vor fi supravegheate, pe marginea, cum să spun, unei prăpastii sociale, pe marginea unor mari schimbări sociale.